Salutare, dragi prieteni! Azi e joi. Pe cine avem oare lângă noi? Dacă l-ați vedea pe stradă, nu o să cânte, nu o să cântați clar ca Dan Spătaru. Am văzut-o mergând pe stradă, era blondă și se grăbea. L-am văzut însă pe Insta și acum e în dreapta mea. Doamnelor și domnilor, la True Food astăzi, alături de mine, o să vină un Smart 2 mare. Când îl vezi pe stradă, zici, what the heck is wrong with him? Doamnelor și domnilor, mă bucur să-l am alături de mine pe Body. Imită. Stai cu minte în banca ta și nu imita cine. Mușchi? Are mușchi la el. Și pe Insta imita. Mergea rima mai bine. Salutare, bine te-am găsit, abia aștept să aflu ce gătim astăzi. Mamă, văd că știi că îmi place usturoiul. Păi asta a fost provocarea, mi s-a spus, alungă diavolul dintre vampirii. Și drept urmare, nu că nu la tine mă refeream, mă refeream în general la răceală, că răceala este unul dintre cei mai mari vampiri. Și sezonul acum, ce gătim, ce facem? Nu, imită usturoiul. N-am cum. Trebuie, nu. Ce-ți trebuie? Trebuie să mă gândesc. Că pe Delia ai imitat-o, ți-ai pus usturoi în cap, ți-ai săraca de ea. Usturoiul pot imita, dar pe usturoi n-am cum să-l imit. Nu? Nu merge. Am văzut și care sunt reacțiile lor. Asta mi-a plăcut maxim. Trebuie să recunosc că te-am stocărit un pic, m-am uitat și am zis. M-am bucurat și eu pe tine. Ta-dam, 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 ta-dam. Astăzi o să gătim usturoi. Atât? Îl gătim și-l mâncăm, nu? Și îl gătim și-l mâncăm. Okay. Ia fi atent aici. Astăzi o să gătim supă cremă de usturoi copt cu bruschete cu brânză de capră. O supă cremă, credeți-mă, de-a dreptul delicioasă. În mod normal, în perioada asta sărbătorilor de iarnă, stai și miroși usturoiul de prin bucătăriile oamenilor. Că eu nu pregătesc. Hai să gătești, hai să gătești. Gătesc așa, cât să supraviețuiesc. Când nu e mama acasă, mai fac un cartof prăjit, o da. Mă, dar ai fost la șef la cuțite. Păi și ce-am făcut clătite? Cine nu știe să facă clătite? Zi repede o rețetă de clătite cu cremă de usturoi și brânză. Da? Da. Da. Foarte bună rețetă. Doamnelor și domnilor, rețeta asta... Asta facem astăzi, ne-am răzgândit. Facem clătite cu usturoi, nu? Să crezi tu. Tu când te-a pus să imiți pe ăilalți... Aia cu Ronaldo mi-a plăcut, ți-ai pus ouăle pe piept. Ouăle, multe ouă pe piept, doamne și domnilor. Ouă din comerț. Din comerț, Body imită, l-a imitat pe Ronaldo. Un ceas, ce ți-a trimis? Un iaht, ceva? Nu. O proprietate, i-am trimis un mesaj acolo, și? Pe o insulă, nu, n-am nu. Vrut. Nu vreau să trec mai departe, fără să vă aduc aminte că este vremea să... concursului, pentru că cei care ne urmăresc pot intra pe pagina noastră de Instagram, True Food România. Și o să vedeți regulamentul acolo, vă uitați, citiți repede ce înseamnă regulament. Eu vă spun de pe acum, gașcă, împreună, ne lăsați un comentariu la lecția noastră de sustenabilitate. Hai să vedem pe repede înainte ce avem nevoie astăzi. Pentru o supă cremă, pentru că nu o să punem făină în ea. Știu că avem nevoie de un blender. Avem nevoie de un blender. Ia imită un blender. Păi sunt mai multe tipuri de blender. Știu, păr așa... care se bagă în pahar. Bagă-l pe... Am zis ok? E ok? Bagă-l pe la pahar. Paharul e aici, ăsta e paharul și eu sunt blender. Și? E ok? Și... Da, asta este. Bun. Pentru supă cremă avem nevoie de usturoi copt. În primul rând. În primul rând, mult usturoi. O să-ți placă, fii atent. O să te pun eu să-l gătești imediat. Avem nevoie de praz, de ceapă, cartofi, pentru că nu punem făină în supă. De foarte multe ori am văzut greșeala asta în supă creme. Vin gospodarii, gospodinele niciodată nu fac asta și pun făină. N-ai ce să cauți cu făina, nu? Ori o faci din consistență. Nu e locul ei. După aia te întreb de ce ai arsuri și nu data. Dar glutenul ne adoarme. Place gustul puternic de usturoi. Da, da, da. Perfect. Am un plus de usturoi. Am unt, plante aromatice, supă de pui.
supă de pui pe care o am din congelator, pentru că niciodată nu arunc absolut nimic. Congelez și mi le pun frumos după aia, când am nevoie, mi le pun pe masă. Uite, am supă. Am să țin cont de treaba asta. Păi așa să faci, pentru că noi nu aruncăm nici supa de, nici cojile de la păstârnac și morcov, de exemplu. Noi le spălăm legumele bine înainte, rădăcinoasele, după care le curățăm cu un peeler și toată coaja aia o punem la fiert. Smântână lichidă 35%, crunch șansare, niște ulei de măsline și pentru și... că... Cu asta ce facem? Sare, ăștia sunt fulgi de sare. Asta e sare normală, asta este sare cu ciuperci, aia este sare cu leurdă și cealaltă, ultima, este sare afumată. Trage tare de ele că sunt... Poți să miros? Da, te rog frumos. Da, e afumată. E fumată. E afumată, da. Ce mai avem nevoie pentru bruschete? Pâine. Mi-am să aminte, brânză de capră proaspătă, dau în frigider, o să scoatem imediat și zic să dăm drumul la treabă. Ok, haide. Păi! Spune-mi cu ce să te ajut. Ce să fac? Să fiu util. Clătite. Făină. Ia, zi mai tare. Ouă, lapte, puțină esență de vanilie, unt. Unt? Da. De ce? Nu știu. Unt? Zic și eu niște ingrediente. Nu, untul nu e cazul, poți nu să folosești cazul. Puțin ulei. Puțin ulei. Așa, și? Și ce dacă treci la muncă? Hai. Hai, fii atent. Te las pe tine aici, unde foarte rar stă cineva în locul meu. Am aici. La... Ești obligat. Ok. Conform discuției avute mai devreme, vei găti singur. Am să-ți dau rețeta. Și pas cu pas. Nu. Prima dată o să te rog eu pe tine să te apuci să cureți usturoiul. Există vreo tehnică anume? Este o tehnică anume. Mi-ai zis că ai studiat-o. Oarecum. Am văzut pe TikTok că îl strivesc. Asta trebuie să fac? Să-l strivești. Fii blând cu el. Fii bun. Să apăs încet. Așa. Ok. Bun. Asta este. Aici da, îl iei. Îți dau un vas imediat. Pune aici. Eu îți cu plăcere. Deci tu pui usturoiul acolo, timp în care eu am să mă apuc și să-mi pregătesc usturoiul. Are ceva dacă mai scapă câte o coajă? Nu scăpa nicio coajă, că după are aia ceva. Tu o să mănânci. Are, evident că are. Deci, timp în care body imită, eu am să pregătesc devine usturoiul. Devine body gătește. Devine body gătește, da? O să te apuci de gătit după asta. Deci eu mă așteptam după experiența de la șef la cuțite. Să te apuci deja să îți faci TikTok-ul să duduie sau Insta-ul să duduie. Am văzut că urmărește foarte multă lume, dar până la foarte multă lume că te urmăresc, bă, deci nu e de glumă. Deci prima dată punem la copt usturoiul, asta e foarte important. Noi deja l-am copt, rup un pic din... Eu sper din... că fac o treabă bună aici. Faci o treabă foarte bună. Ce să zici și tu acum? Păi cum? Dar te-am să-l curezi. Bun. L-am tăiat, i-am tăiat căpățânile să-l ajut să pătrundă mai repede căldura la el. Iau un vas, îl pun la cuptor și se întâmplă cea minunea pe care o ai tu acolo în exact jumătate de oră. Eu încerc să fiu blând cu el, dar el nu vrea să fie blând cu mine. În exact jumătate de oră la 175 de grade și body gătește și Cezar imită. Vreau să știi că eu mereu dau mâncare pe mine. Și acum am venit îmbrăcat în alb, sperând că nu o să se întâmple treaba asta. Crezi că o să-mi iasă? Ar trebui să-ți garantez asta sau... Nu. Nu. Bun. Dacă pentru nici nu că vrei... o să pierzi, dacă ar fi să punem un pariu. O să dai pe tine? Da. Dar de ce dai mereu pe tine? Treaba asta, nu știu. Toate hainele mele sunt pătate. Și mama ta ce spune? Nu, cred că știi. Că mi le spăl singur. Îți speli singur? Da. Bun. Dacă tu speli singur hainele, eu sunt în faza în care trec în pasul 2 la rețetă. O să pun, pentru că am nevoie de foarte multă dulceață, o să împrietenesc ceapa cu usturoiul. Ceapă, praz și usturoi. Praz. Ceapă. Usturoi deja curățat. Plante aromatice. O să pun un pic de salvie. Un pic de oregano. Deci, fii atent. Prima dată trebuie să încălzim supa de pui. Neapărat trebuie să fie foarte fierbinte. Foarte fierbinte. De ce?
trebuie să fie fierbinte, că dacă aș veni cu supa noastră cremă, dacă aș veni cu supă rece în supa noastră cremă, dacă aș pune supă rece peste celelalte ingrediente, le-aș prelungi timpul de fierbere și din contră le-aș întări, da? Da. În schimb, supa mea cremă pornește, agale, dar pornește, pentru că e o supă foarte vorbită, constat eu, dar se face și foarte repede, să ții cont de chestia asta. Ți-e foame? Am venit nemâncat. Ai venit nemâncat? Sperând că o să gătesc bine aici. Sperând că o să gătești? Sățios. Păi, să ține de foame până ajung acasă? Eu zic că da, pentru că e supă foarte consistentă, dar mai spune-mi un lucru. Când mama nu-ți face de mâncare, cum rezolvi problema foamei? Când mama nu-mi face de mâncare, da, îmi prăjesc niște cartofi. Așa. Cumpăr niște mâncare pregătită. Știi că sunt conservele alea la frigidere cu piept de pui la grătar. Așa? Chestii de genul. Ești clientul mai lor. Mai cumpăr de alea, da. Da? Ești prieten cu ele. Da. Practic sunt un șef bucătar. Îmi dai și mie o spatulă din silicon, te rog mult de tot. Hai de nene. A nimerit-o. Bun. Pe repede înainte, deci am pus ulei de măsline, usturoi, praz, ceapă. O să pun acum și puțin unt, nu foarte mult. Aveți grijă cantitatea de unt să o puneți după ce încep toate să se pătrundă. Importantă acțiunea asta, altfel, dacă puneți untul de la început, fără să îi dați putere, tărie, adică să puneți ceva ulei, riscați să vi se caramelizeze untul. Da. Okay. Și body nu doar că imită, dar și aprobă și gătește. Uite, o să facem o poză. Uitați-vă, dragilor, cum l-a stors acolo de energie. Deci am pus mai mult usturoi, mai multă ceapă, mai mult praz. Vreau să fie dulce, suficient de dulce, dar să vezi ce bine lovește usturoiul pe final. Și ce îndulcește această supă? Cum ce? Prazul și ceapa. Bun. Cartofii tăiați cuburi mici, ca să fiarbă mai repede, pe care acoperim totul cu supă fierbinte și viața e frumoasă, cu body la butoane. Zim că tot stăteam acum să te întreb, care a fost cel mai de succes, cea mai de succes operațiune în a imita a ta? Să știi că de curând s-a întâmplat treaba asta. Ia. Yeah. Am parodiat-o pe Ana Maria Prodan. Când a divorțat sau? Da, zilele trecute. Așa. Mi-a dat blog pe Instagram. Ți-a dat blog? Da. Deși eu am mai parodiat-o pe ea și atunci a reacționat pozitiv. Mi-a lăsat un comentariu cu un emoji care râde. Da? Mi-a dat și like. Și te-a blocat Prodanca. Mi-a dat blog. Eu voiam să o mai destind puțin, să o fac să se simtă mai bine, dar nu. Acum, în perioadele astea, te-ai găsit tu să faci... Te întreb și eu. Spune. Nu ai niciun, apropo, ștergeam cuțitul. Ce-ai făcut tu cu legumele pe care le folosești în imitarea acestor personaje? Nu te aștepți la răspunsul meu. Le-am mâncat. Bravo! Asta este! Ăsta era răspunsul la care mă așteptam. Foarte normal. Da, sincer, da. Cum să le arunci? Eu cred că am terminat aici cu... Nu arunc niciodată. Bravo! Nu, că mi-ar... folosesc și salam, îl mai pun pe mine după fac un sandwich cu el, adică nu fac risipă. E foarte bine că nu faci risipă. Noi nu facem nici noi risipă și astăzi o să vă destind cu un desert pe care am să vi-l împărtășesc imediat la momentele noastre Best from the Rest. Pentru că la Best from the Rest o să gătim, tu scotocește pe acolo că o să gătești, eu o să găsești lucruri. La Best from the Rest o să gătim banane coapte și înghețată. Înghețata, recunosc cinstit, nu este de usturoi, dar dacă mă gândeam, îți aduceam, este o înghețată simplu, cumpărată. Dar bananele coapte sunt acele banane negre pe care de multe ori ați fi tentat să le aruncați. Dar despre asta în câteva minute. Zi-mi, când te gândești la usturoi, te gândești la câtă sănătate ți-a ajuns sau îți place gustul, pur și simplu? Îmi place gustul. Dar, apropo de... Se pare de... că în orice mâncare trebuie usturoi. Îi dă un gust mult mai bun. Dar este și foarte sănătos. Pe repede înainte, cum am făcut încă o dată supa cremă de usturoi sau care a fost startul, pe în primul rând ingrediente, am zis ceapă, usturoi foarte mult, praz, partea albă,
Usturoi copt, bravo. Usturoiul pe care îl coacem la o temperatură de 175-180 de grade, timp de jumătate până la 40 de minute, jumătate de oră 40 de minute, după care tragem la tigaie în ulei de măsline cu plante aromatice, legumele menționate mai devreme. După care o mână abundentă, o mână generoasă de cartofi tăiați cuburi, supa de pui pe care o aveam deja în frigider, sau poate fi supă de legume, dacă ții post. Da. Da? Și cam atât. Pun supa, după care când fierbe foarte, foarte tare, o să completez cu usturoi, iarăși cu usturoi crud, usturoiul copt și usturoi crud și smântână lichidă. 35% o am aici. Bun. Miroase. Într-un mare fel. Mie îmi place, în primul rând, și prazul ca atare îmi place, este și genial. Mie. Și ție. Ești oltean? Nu, dobrogean. De unde? Constanța, Cogălnicianu. Mihai Cogălnicianu. De la aeroport. Dragilor, cât fierbe supa, eu îl trimit pe Cogălnician, nu pe Cogălnician, nu, pe Cogălnician, îl trimit la o cafea, pentru că este momentul Nespresso. Este momentul nostru de răsfăț, body. Ai... Îți fac și ție una, da? O să te rog să-mi faci și mie o cafea. Trebuie să vă spun despre Nespresso că sunt foarte atenți cu tot ceea ce pun în ceașcă. Mă refer la culturi sustenabile, făcute pe bună dreptate să fie sustenabile. Dar totodată pot să vă spun că tot ceea ce rezultă din cafea se duce în compost. În schimb, capsulele sunt și ele reciclate și surpriza vine că din ele puteți să vedeți o bicicletă făcută, să vedeți chiar componente pentru mașina, pentru aparatul de cafea, sau mai un pix, mai un briceag, dar nu uitați, Nespresso este recomandarea mea și a lui Body de data asta, din inimă, pentru cunoscători și pasionații de cafea. Fii atent! Ce avem de făcut. Deci, tăiate. Deci, tăiat pe jumătate și tu, ca un copil ascultător, cum îți asculți mama, bineînțeles, începi. Eu când îmi făceam bruschete acasă, făceam treaba asta după ce le prăjeam. Bine. Nu se face așa. Foarte bine. Ba da, se face. Dar dacă îți pui de la usturoiul la final, ai gustul prea puternic de usturoi. A, așa se combină așa acolo toate și... Așa se mai distruge din aromă, da, da, la, da, temperatură. Bravo, frumoasă observație. Să știi că eu când fac un lucru mă concentrez asupra lui și nu mai sunt atent la alte lucruri. Și nu mai poți să mai vorbești cu mine. Încerc să vorbesc cu tine. Dar asta o să însemne că nu o să fac treaba asta bine. De ce să nu faci treabă? N-am atenție distributivă. A, nu cred așa ceva. Am terminat cu bruschetele, am făcut un turn aici. Ai o tavă în spate, frumos. Așa frumos, ca pe niște soldăței. Hai, mai cu viață, mai cu viață, că l-ai imitat. Stai și faci prostii pe acolo. Să știi că durează și acolo. Cât durează? Depinde de poză. Câteva minute, câteva ore. Băi, deci de unde-ți vin ideile astea, pe cuvântul meu? Să știi că și eu mă întreb chestia asta câteodată. Ia ulei de măsline. Mă surprind singur. Da? Și dă pe fiecare câte puțin. Câte puțin. Atât, bravo. Și-ți dozezi pe fiecare. Pam, pam. Bravo. Body gătește! Body gătește! Body imită, s-a transformat în body gătește. Încearcă. Body imită, body gătește și body bagă la cuptor, la 175-180 de grade această tavă, timp de... 7 minute. 7 minute, doamnelor și domnilor. Ia ca așa îi trebuie lui Body dacă gătește. Eu între timp am să arunc astea, toate resturile astea pe care eu ziceam că nu le arunc direct în coșul de gunoi. Le compostăm. Le punem la compost. Am pungulița mea o dată la 24 de ore. Hai să vedem, au fier sau nu au fier cartofii noștri? În mod normal eu zic că da. Cum ne dăm seama de treaba asta? Bagi degetul în oală, imită, așa, nu, da, glumesc. Am asta, penseta asta, ai văzut? Da. S-au sfărâmat. Sau în mod normal, dacă băgam în o furculiță, nu contează. Ai, bravo, cu furculița. În schimb, nu cu furculița, o să punem noi smântână lichidă. Este momentul în care punem smântână lichidă. Smântână lichidă 35%.
Aici e în funcție de cât de mult îți place. Îmi place. Îți place, îmi da? Place. Ok. Încă n-ai probleme cu colesterolul, bag de seamă. No. După care punem capacul, mai lăsăm încă un clocot și momentul meu este, preferi ușor cu gust de afumat sau cu gust doar de usturoi? Ambele. Ambele. Și usturoi și afumat. Pentru că dacă vrei și afumat, atunci o să pun fulgi de sare afumați. Da? N-am știut că există așa ceva. Ăștia sunt afumați cu chipsuri de stejar. Ok. Și punem acum. Și ce am să pun în plus? Iaca s-a grăbit să mi-l dea la mână usturoiul. Ăsta copt, cât și cel proaspăt pentru un plus de aromă. Și între timp o să... Ce avem de făcut? Baconul. Baconul, să-l facem cubuleț. Aici e foarte simplu. E un bacon crud afumat. Da, și va fi și acesta ornament. Nimic nu e ornament în farfurie body. Asta... Am zis că dacă vine Crăciunul, ornament, la asta m-am gândit. Știu ce zici, dar pe ăsta îl tăiem cub, iarăși îl tai cuburi și o să-l tragem la tigaie până o să devină, o să vezi, crocant. Fii atent aici. Pe tine te las la butoane. Mi-e frică. Mi-e frică să dorm singurică. Dar eu zic să nu-ți fie frică. E aici. Fac eu cu blenderul? Cu blenderul, că tot spuneai că te murdărești. Nu mai e frică. Nu-ți mai e frică, nu? Nu imita! Fă de-a dreptul supa cremă. Între timp eu am să rumenesc baconul. Fii atent, ce ziceam? Crocante la exterior. Moi la interior. Moi la interior, da? Deci astea sunt bruschetele noastre. Tu ești crocant la exterior, crocant la interior. Nu ești soft, ești dur. Te bați cu ei. Hai mă să-ți dea bloc Prodanca. Zici și tu. Până acum primeam întrebarea asta, dacă s-a supărat vreo vedetă pentru parodiile pe care le-am făcut și n-aveam un răspuns. Pentru că nu s-a supărat nimeni. Și acum am ce să răspund la întrebarea asta. Acum, body imită cum Cezar. Am zis că o să gustăm imediat din supă, da. Dar tu vei imita cum fac eu ce... Ia ghici. Quenelle du fromage du chèvre frais, a? Oui, găluște. Oui, oui. Mais oui. Fii atent ce ai de făcut. Și ai de făcut aici. Asta mi iese. Nu cred. Dacă ți iese, boss, dacă ți iese, dau de băut. Fii atent. Părea mai simplu când mi-ai arătat tu. Aici am să pun un pic de unt ca să accelerez caramelizarea. Je prepare pour toi un verre de vin rosé. A? Ai fi vrut cu picior să stai să dai un vin tânăr, n-are nevoie să-l plimbi prin pahar. Eu atât zic, body imită. Nu știu cum ai făcut tu, dar... Ce o să faci în continuare de acum sună așa, foarte verite. Oui. Enchanté. 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 Una ție, una mie și una lui Sfântul Ilie. Nu-i mai trebuie sare. E perfect. Eu am făcut-o. Ce-ai făcut tu? Supa cremă. Haide mă că... Păi dacă nu aveai usturoiul curățat, mai avea gustul ăsta? Cred că ție-ți trebuie două perechi de ochelari de... Soare. Vedere, ce aveți frate cu ochelarii de soare toată lumea? Mai avut-o și pazale aici la fel. Am zis și eu două lucruri, trebuie zic două perechi de ochelari de soare. Nu frate, unde-ți trebuie soare aici? Ochelari de vedere. Ce e asta, ochelari de soare? Eu mă duc după o răzătoare. Vrei o răzătoare? Ce fac? Pune niște piper, un pic de piper pe... Cred că o să te... Oh. Asta e piesă de șah. Nu e de șah, mă! Nu? Unde e asta? Vezi? Uite, aici se pune piper, știi? Ok. Se strânge, asta este dimensiunea și după care începi și pui. Auzi?
Și de unde îmi cumpăr și eu o piesă de asta de șah? Asta? Care să pun piper. De ce? Vrei să ții în portbagaj, nu? Poate îmi trebuie, merg la un restaurant și n-au destul piper, îmi trebuie în portbagaj acolo să fie. De la Leida. De la Leida. Leida. Răzătoare, iei trascău, raze aici frumos, pentru că eu mă duc după banane. După banane. Da, pentru că am promis că să fac și un desert și repede. Și nu e banana bread. Și nu e banana bread, da? Ia aici, trascău. Ok? Și rade din abundență. Asta e cea mai mare greșeală pe care o văd de foarte multe ori în coșurile de gunoi, chiar în bucătăriile profesionale. Profesioniste, pardon. S-au negrit, nu le arunci niciodată. Le pui frumos în vas. Da. Le pui la copt până sfârie. După okay. care? După care le pui frumos în farfurie, pentru că uite-te, n-au nimic, doar s-a schimbat culoarea lor. Okay? După care, cu o lingură de înghețată abundentă și fac un crocant din niște biscuiți. Sfârm niște biscuiți peste, o să vezi, geniale. Dar o să plec împreună cu vasele tale, pe care le au și pe asta, să le pun la gratinat. Uite aici. Ce treabă bună am făcut. Mai mult eu. Cel mai mult. Acum, eu iau cu mâna, direct. Da. Și tu trebuie să imiți. Sau mai bine, nu? Nu. Bun. Ce fac eu mai departe? Pui bacon. Pun bacon. Am ghicit. Am mai făcut o chestie, m-am dus după smântâna mea. Smântână. Fii atent, un pic aici. Oh, asta e deja next level pentru mine. Pentru noi. Pentru noi. Nu suntem next level? Oricum ai dau, suntem next level. Mai am bananele de făcut, dar o să spun de pe acum. O să le vezi în farfurie cât de bine arată banane coapte la cuptor. Deci le-am copt așa, până s-au negrit de tot. O să pun înghețată și niște biscuiți de la Nespresso sfărâmați. O să vezi. O bunătate. Simplu și rapid. Simplu și rapid. Te baci? Da, normal. Hai să vedem. Asta e pentru tine și asta e pentru mine. Și cum facem? Punem pe... Ung un pic, așa. Ia uite aici. Wow, cum se întinde, fii atent. Ia, uite așa. M-am descurcat? De minune. Spală-le. M-am descurcat de minune. Am învățat de la cei mai buni. De la cel mai bun. True life, true passion, true food. Țineți aproape. Deci pe discutăm noi acasă. Ce caută ăsta la noi acasă? Eu am scăpat. Tu să știi să faci bruschete. Mai fac bruschete acasă, dar tai pâinea e deja feliată, eu doar o tai în jumătate și o bag la. Nu, o să tai pâine, că o să te învăț să tai pâine. Okay. Cum trebuie, pe diagonală, frumos, cu mișcare, să faci circulară mișcare, adică nu, rectilinie, pardon, adică circulară este așa, rectilinie e așa. Asta vreau să zic, că nu știu ce înseamnă, dar mulțumesc că mi-ai explicat. A intrat body în oale. Merge secundele? Merge secundele. Vai, ce bun e. Cred că ar trebui să mâncăm niște cu niște linguri, că altfel ne opărim de noi.